Să o luăm așa cu începutul. A fost sportiv de mare performanță, component al lotului olimpic, o problemă de sănătate, să spun, i-a frânt cariera sportivă. A intrat timid, dar hotărât în antrenorat. Și a făcut o treabă extraordinară, este antrenor emerit de canotaj, antrenor de lot național, de lot olimpic, cu un palmares bogat, extraordinar. Pot să amintesc că am fost câțiva ani în care consecutiv am avut peste 8 campioni mondiali de la noi, de la club. În sportul de performanță, să fim cinstiți, nu poți să te bucuri de nu știu ce plăceri, pentru că în majoritatea timpului e chin. Și necesită muncă, foarte mult antrenament. Aici talentul nu ajută atât de mult cât munca. La început este foarte dureros, dar după ți se învață, te înveți cu durerea pe apă, deja după primele câteva lovituri nu mai simți durerea pe care e cauzată de mâini. Selecția sportivilor e cel mai important capitol în orice ramură de sport. Noi mergem în selecție prin țară, căutăm copii care sunt în parametri, în primul rând, ne trebuie înălțimea, învergură. Prima dată asta este primul pas, iar al doilea pas este când ne aducem în coace, să vadă despre ce este vorba, să vadă cât de serios este sportul ăsta, ce implică. Și noi le explicăm pe parcurs cum sunt mersurile. Pe urmă mai sunt povești sentimentale, când sportivi plouați, căzuți, vor să se lase. Elocvent e un sportiv de mare valoare, care e campion mondial, îl cheamă Țigănescu Mihăiță. Nu s-a acomodat din prima, a plecat acasă. A revenit, nu s-a acomodat nici din a doua, a plecat acasă. M-a sunat, totuși aș vrea să mai încerci o dată. A venit a treia oară, nu s-a acomodat nici a treia oară și a vrut să plece acasă și am zis, gata, până aici te-ai jucat cu mine, de aici nu mai pleci, de aici rămâi. Și a rămas și a ajuns unul dintre cei mai mari sportivi ai României. El ne vorbește foarte mult și nu ne vorbește degeaba. Tot timpul încearcă să-i transmite câte un mesaj. El, verbal, ne ajută foarte mult să ne îndrume spre drumul cel bun.